Bună dimineața, dragilor, dintr-o zi însorită, dar foarte friguroasă de toamnă. Aseară a dat bruma, nu știu cât de bine mai prinde camera, dar soarele strălucește astăzi, cerul este senin, așa că sperăm noi să avem o zi cât de cât frumoasă, deși este foarte, foarte rece. Haideți să intrăm în mașină și vorbesc cu voi. Deci, ia uitați ce am eu aici, fetelor. Asta să-mi pun eu microfonul aici, că mi se pare că nu mă auziți. Și vă spun bună dimineața! Nu știu cât de bine vedeți ce am în spate, dar zilele trecute am făcut eu curățenie împreună cu voi. Și m-a luat valul și am făcut un diclotăr, un diclotăr, diclotăr, nu așa. Și m-a rugat cumnata mea, Dora, să-i le țin ei, să se uite ea un pic prin ele. Poate am câteva lucrușoare și pentru Bianca. Și apoi să le duc la Charity Shop, așa că asta o să facem. Planul pentru dimineața aceasta, mergem în oraș. Merg să mă văd cu Dora. Și apoi, haideți că zic să și plecăm dacă până povestesc cu voi, că de obicei mă lungesc. Ok. Oh, ce? Trebuie să-mi iau o lavetă în mașină, fetelor, că m-a brumat. Oglinzile mi s... Nu văd nimic în oglinz. Da. Și vă spuneam că mergem la Dora. Și planul este să mergem amândouă la micul dejun și prin oraș un pic. Că nu ne-am văzut de mai bine de o săptămână. Am lucrat ture diferite, ba eu, ba ea, și nu ne-am văzut. Așa că astăzi, într-acolo mă îndrept. Cum am spus, avem o vreme minunată, dar este rece. Cred că sunt undeva la 9 grade. Și nu știu cum o să intre videoclipul acesta, dar am văzut, Doamne, ce inundații au fost la noi în România, fetelor. Sper din suflet ca voi sau cei dragi vouă să nu fiți afectați de inundațiile acelea, cel puțin în Moldova, Doamne, ferește, nici nu vreau să-mi imaginez ce înseamnă munca ta de o viață să fie luată de ape, Doamne. Sper din suflet să fiți toți teferi, voi și familiile voastre. Dar să nu întristăm vlogul și într-o notă mai pozitivă, am zis să dau drumul acestui vlog. S-a deschis un nou magazin de SH în orașul nostru, un magazin foarte mare, ceva gen Goodwill. Dacă ești din America, sigur știi. Nu știu exact în ceea ce privește magazinul Goodwill, pentru ce donează ei bani, dar magazinul acesta donează banii în scopul research-ului, pentru tratamentul de cancer. Și din câte am înțeles, este foarte mare, s-a deschis de câteva săptămâni, dar bineînțeles că nu am ajuns încă. Așa că am zis că dacă tot mergem în oraș, am zis că o să dăm o fugă și până acolo, măcar să vedem, așa poate găsim ceva. Haideți că închei cu voi acum și mai vorbesc cu voi, fie de la Dora, fie dacă nu, odată ce ajungem în oraș. Ajută-mă! Am adus și pături și de-alea. Și ce nu-ți place, le dai și tu. Bine, Dora? Da. Și să mă adus și câteva umerașe. Dar știu că ai zis că nu ai. Mi-a făcut acolo sus în camera aia mică. Mi-a făcut mare și mi-a pus rochii și de-alea. Și mi-a pus atâtea umerașe. Nu mai am acum umerașe. Bună dimineața! Dimineața! Ce faci, iubita mea? Așteptam să mergem! De ce ai adus aici? Ai de lucru cum nata acum! Când le mai pui la loc acum?
o să mă uiți. O să te uiți și vezi care îți plac. Dar mulțumesc oricum și de umerașe. Nu, mă bucur. Hai să vedem că au făcut Dora minciunele. Unde ți-e subita? Le-am băgat în pungă să nu se... Vai, de capul nostru. Să ne spui și nouă dacă îți plac. Da, cum să nu... Să ne ziceți și nouă cum le numiți voi, că noi în Ardeal le numim minciunele, dar știu că în diferite părți ale țării se numesc altfel. Mai știu cum ziceau că se numesc în sud, habar n-am, nu mai mi-aduc aminte, dar lasă-mi în comentarii. Mm, ce bună soată! Mm, ce moi ești, Dora! Vai! Ce-au și gust de portocale. Mm, sunt delicioase. Vai, ce bune sunt! Îmi lași o rețetă. Da? I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one. I'm a right love on my own. You probably vedeți că am ajuns. Cancer Research se numește magazinul. Și ia uitați ce mare este. Acum hai să vedem și ce au. Cred că au și lucruri noi, Dora. Culori frumoase au de toamnă. Ia hai să vedem. A, cred că au și lucruri noi. Nu știu dacă o să pot eu să vorbesc cu voi, fetelor, că e muzică pe fundal. Sper să nu mă ia YouTube-ul. Ce drăguțe sunt astea. Ce au grădină. Ce drăguț e ăsta! Hai să vedem în partea aceasta. Aici văd că au multe haine. Am văzut un pulover. Și vreau să văd. Ceați rochi. Niște flori foarte primăvăratice sau văratice, nici într-un caz de toamnă. Și ca și prețuri, rochile văd că sunt cam 5 lire, iar tricourile și maieurile între 2 și 3 lire. Foarte organizate, sunt pe mărimi, ca să știi exact la ce mărime să te uiți, ceea ce e bine. Mm.
Mi-ar fi plăcut dacă aveam mai multe chestii pentru toamnă, sincer să fiu. Dar astea de vară super faine. Hai să vedem un preț. Stai nouă cu etichetă și costă 5 lire. Nu cred că toate sunt noi cu etichetă, cred că sunt și... Vezi că am găsit secțiunea de pulovere, poate îmi găsesc ceva. La ce asta? 4 lire. Cam 4 lire puloverele. Am găsit și un pic de toamnă. Și mă zic, ăsta numai 2,99 lire, ai văzut? Nu mai mi-au cam, da? Vreau să zic. Bravo, fata! Ai făcut câteva cumpărături? Am găsit mă un plovor. În ce m-am uitat la femeie? Întoarsă înapoi acasă, vreau să vă spun că a rămas plăcut impresionată de acest nou magazin care vrea să semene destul de mult cu magazinele Goodwill din America. Acum, în ceea ce privește magazinele de tip SH în Marea Britanie, majoritatea dintre ele, că nu vreau să spun toate, dar majoritatea dintre ele sunt patronate sau administrate de oameni locali. În general, pensionari, care... au un spațiu dat de primărie, iar oamenii din Marea Britanie donează lucruri de care nu mai au nevoie sau pe care nu și le mai doresc, iar toți banii adunați în urma vânzării acelor articole se donează către o cauză nobilă. Acum, bineînțeles, pentru că aceste magazine sunt, nu știu, sunt date în îngrijire unor persoane mai în vârstă, nimeni nu are timpul să le aranjeze într-un anumit fel. Sunt toate acolo la grămadă, puse una peste alta. Aceste doamne sunt de obicei trecute de 70 de ani, pensionare toate, și își iau câteva ore din viața lor ajutând o cauză nobilă. Acesta mi s-a părut mai mult un magazin de tip SH decât un magazin de charity shop. Și de ce spun asta? Unul la mână erau foarte mulți angajați, erau mulți angajați tineri, iar marfa era aranjată în funcție de mărime, culoare, pe sortimente, aveau foarte multe articole noi, așa cum bine ți-am putut arăta, ceea ce
În magazinele de charity shop nu prea găsești, cel puțin nu articolele pentru casă. Da, mai găsești aici colo câte o bluză sau câte o pereche de pantalon pe care cineva și-a cumpărat și nu i-a purtat, că și eu mi-am cumpărat foarte multe noi cu etichetă, dar în general găsești lucruri uzate și magazinul la care merg eu, acesta de charity shop, în general, nu vreau să supăr pe nimeni, dar bătrânii care mor, familiile lor donează hainele sau lucrurile lor către magazinul acesta. Bun. Acum că v-am explicat un pic de ce mi s-a părut mie magazinul acesta diferit față de altele, vreau să arăt ce mi-am cumpărat. Pentru că mi-am cumpărat câteva lucrușoare foarte frumoase. Și mi-am cumpărat câteva articole atât noi, cât și câteva articole fără etichetă, dar care arată într-o stare impecabilă. Dar zic să încep cu articolele noi pe care mi le-am cumpărat. Și o să vezi un trend aici, pentru că majoritatea hainelor pe care le-am cumpărat sunt brand Marks & Spencer. Acum, dacă ești la mine pe canal de ceva vreme, știi deja că acesta este unul dintre magazinele mele favorite în Marea Britanie. Calitatea articolelor lor este fără doar și poate una dintre cele mai bune pentru magazinele acestea, cum să spun eu. Prețurile lor pleacă de undeva de la 20 de lire, dar pentru calitatea materialelor și țesăturilor pe care ele folosesc, eu zic că au niște prețuri foarte bune. Deci să zicem că vrei să iei o bluză undeva la 20 de lire, dacă vrei să iei o pereche de blugi undeva la 40 de lire, dacă vrei să iei o geacă peste 100 de lire. Ca să-ți faci așa o idee cam pe unde se învârte magazinul acesta, nu este nici cel mai ieftin din Marea Britanie, dar nu este nici cel mai scump. Undeva mediu, să zic așa. Și de la ei mi-am cumpărat o pereche de pantaloni absolut superb fetelor. Sunt dintr-o linie nouă care se numește The Freya și sunt o pereche de pantaloni alcătuiți dintr-un material care vrea să imite stofa. Ca și culoare este un burgundiu către un cărămiziu. Nu știu exact cât de bine bate pe cameră, dar este o culoare superbă pentru toamnă, iar mărimea mea pentru ei este 36. Costau ei inițial 35 de lire și au fost primii. Pentru pantaloni am plătit 3 lire pe fiecare. Următoarea pereche de pantaloni pe care am cumpărat-o, să văd dacă ajung la ea. Următoarea pereche de pantaloni pe care am cumpărat-o și ea brand M&S este o pereche de pantaloni trapez. Și, sinceră să fiu, aceștia i-a găsit cumnata mea, Dora, și mi-au plăcut foarte, foarte mult și aceștia. Culoarea este un cărămiziu, 100%, iar ca și material, aș zice eu că sunt formați dintr-o fibră ce vrea să imite tercotul. Cu siguranță sunt o pereche de pantaloni pe care ai putea să-i porți îndeosebi în sezonul rece, pentru că materialul din care sunt alcătuiți este un material foarte gros. Cred că au și un pic de lână în ei, dacă nu mă înșel că simt ceva acolo. Foarte frumos și ei, cum am spus, trapezi și mi-au plăcut foarte mult. Ca și preț, la fel 35 de lire original, dar cum am spus, am plătit 3 lire pe ei, iar mărimea 36, 8 în mărime UK în cazul în care te interesează. Următoarea pereche pe care să vă arăt, sau hai să terminăm cu M&S, că majoritatea lucrurile le-am cumpărat de la M&S. Tot de la ei mi-am cumpărat și puloverul acesta foarte frumos. Este cafeaua aceasta cu lapte, un crem ceva, dintr-un material foarte moale și foarte, așa, nu știu, pufos și călduros în același timp. Iar ca și preț, acesta nu a avut eticheta originală, pur și simplu ai tu eticheta de la ei, a costat 4 lire puloverul, iar ca și mărime este un medium. Mâneca, ia uitați cât este de frumoasă făcută, este bufantă în partea de sus, apoi când ajunge la încheietură este formată dintr-un material un pic mai strâmt, iar pe margini ai și crăpăturile acestea. Apoi, ultimul lucru pe care l-am cumpărat de la M&S a fost un pullover pentru Andrei. Este făcut din bumbac 100%, scrie acolo fine cotton sau pure cotton. Materialul se simte foarte plăcut la atingere, iar ca și preț, tot așa 4,
4 lire. Cred că puloverele în general erau 4 lire, pantalonii între 3 și 5 lire, depindea, cred că, de pantaloni, nu știu. Iar rochițele, m-am uitat la câteva rochițe, că aveau foarte multe rochițe pentru vară, 5 lire costa o rochiță. Dar am zis, tocmai ce mi-am făcut un declutter foarte mare, n-are rost să mai cumpăr rochii de vară. Mergem mai departe, haideți să terminăm cu articolele de îmbrăcăminte și apoi o să vă arăt ce altceva am cumpărat. Mi-am mai luat o pereche de pantaloni. Aceștia sunt un pic largi, să fiu cinstită, dar mi-au plăcut foarte mult și am zis că și dacă sunt un pic mai lărguți, o să fie confortabil. Sunt o pereche de pantaloni dintr-un fel de imitație de piele. Acum sunt conștientă că pe cameră par destul de negri, dar sunt un maron închis, un fel de ciocolatiu. Am dorit de anul trecut o pereche de pantaloni de genul acesta și anul trecut cred că am fost cu voi la M&S și mi-am cumpărat o pereche de Jaeger, tot așa maronii, pe care i-am folosit foarte, foarte mult iarna trecută. Și am zis că aceștia sunt și un pic mai eleganți. Acum, cu o curea în talie, sper să fie ok. Mi-au plăcut mult și aceștia, tot așa 3 lire. Mergând mai departe cu câteva dintre comorile pe care le-am găsit și de care sunt super, super încântată, și anume câteva cărți. Două dintre ele sunt scrise de Charles Dickens. Acum, în cazul în care nu știi, acesta este un scriitor foarte popular în Marea Britanie, nu atât de mult în zilele noastre, deși zicând asta, copiii încă învață operele lui, dar el a fost unul dintre cei mai cunoscuți scritori în epoca victoriană. Cred că a trăit prin anul 1800, nu vreau să zic exact ani, că nu mai mi-aduc aminte, dar ca să-ți faci tu o idee, una dintre operele scrise de el, foarte cunoscută pe tot mapa mondul, a fost The Christmas Carol. Acum Mihai tocmai ce așa termina GCSE-urile și una dintre operele care trebuiau învățate pentru aceste examene a fost The Christmas Carol. Deci după sute de ani, oamenii încă învață despre el și poate nu este la fel de faimos ca și Shakespeare, dar cu siguranță este acolo în top 5 în Marea Britanie. Și scrise de acest autor, să nu mă repet, am găsit două cărți. Nu știu, ia uitați cât sunt de subțiri foile, deci eu nu știu cât de bine poți tu să-ți dai seama. Deci sunt absolut minunate, fetelor. Îmi plac extraordinar de mult. Ia uite cât este de frumoasă. Deci este absolut superbă. Miroase a carte veche. Încă mai am chestioara aceasta, semnul acesta de carte, care mi se pare și ăsta, vai, Doamne, foarte, foarte frumos. Scrisul, încă cred că aș putea să o citesc dacă mă chinui, dar nu cred că este în cea mai bună condiție. Dar și coperta, ia uitați cât este de frumoasă. Aceasta a fost prima. A doua pe care am găsit-o se numește Martin Chuzzlewit. Și aceasta o carte foarte veche, fetelor. Și ca să-ți dai seama de vechimea acestor cărți, aceasta a fost scrisă în 1905. Deci are peste 100 de ani cartea aceasta. Foarte frumoasă. Absolut superbă. Acestea două. Și apoi a treia pe care am găsit-o, tot așa vintage, este o carte care a fost scrisă de o autoare care se numește Anya Seton. Cartea se numește Catherine și este o poveste de dragoste între această domniță, Catherine, și fiul regelui Edward. Iar povestea principală se învârte în jurul romanței acestor doi, cum a ajuns ea la palat, cum s-a îndrăgostit prințul de ea și așa mai departe. Editura aceasta este foarte veche, a fost tipărită în 1954, dar de atunci cartea a mai fost tipărită de foarte multe ori și o să-ți introduc eu o poză aici, dar cam despre asta este vorba. Carte despre iubirea lor sau povestea lor de dragoste dintre Catherine și Duke of Lancaster. Bun, mergând mai departe, cu ce să vă arăt mai departe? Haideți să vă arăt câteva cărticele pe care mi le-am găsit și care îmi plac foarte mult. Mi-am găsit o carte cu și despre antichități, fetelor.
Și avem în cartea asta, Doamne, deci este atât de frumoasă de... Nici nu știu cum să vă explic, ia uitați cât este de minunată. Și avem aici diferite tipuri de antichități, de la obiecte de mobilier. Și o să-ți arăt. Fotolii, măsuțe de diferite feluri. Am găsit și câteva biroașe foarte asemănătoare cu biroul pe care eu mi l-am cumpărat. Sunt câteva și mai frumoase, bineînțeles. De exemplu, acesta de aici este minunat și îmi place extraordinar de mult, dar sunt câteva foarte asemănătoare cu cel pe care eu l-am cumpărat. Dar nu doar obiecte de mobilier. Găsești argintărie, ceramică, porțelan, jucării, monede, am văzut, până și stilouri și pixuri vechi, iar pe finalul cărții am văzut că până și articole din plastic, fetelor. Ia uitați aici! Foarte, foarte frumoase! Și am zis că aceasta o să fie perfectă ca și un coffee book. S-o pun pe masă dacă vine cineva la tine și vrea să răsfoiască sau pur și simplu pentru inima și sufletul meu, de fiecare dată când vreau să răsfoiesc pe aici și să mă uit după vechituri și să văd ce frumuseți erau acum sute de ani. Mi-a plăcut extraordinar de mult și aceasta. Următoarea carte pe care am găsit-o a fost o carte pe care, sincer să fiu, mă gândesc să o folosesc la Crăciun, fetelor, nu este pentru acum. Și este o carte de bucate, se numește Christmas Food Made Simple. O carte în care ar trebui tu să găsești cele mai simple și mai tradiționale rețete. Și sunt foarte multe care arată absolut delicios. Doamne, ia uitați la garnitura aceasta. Este din cartofi, vânătă și cu brânză de capră. Ce mai avem aici? Cum să îți faci curcanul, cârnăciori înveliți în bacon, care sunt un staple aici în Marea Britanie. Ia uitați la beef Wellingtonul acesta. Chiar povesteam cu Andrei și cred că anul acesta de Crăciun mi-ar plăcea și nouă să încercăm, că suntem în Marea Britanie de foarte mult timp și Andrei la serviciu a tot făcut, dar eu pentru acasă nu am făcut niciodată. Și cred că anul acesta mi-ar plăcea să încerc un beef Wellington. Și ultima carte pe care vreau să-ți o arăt este tot o carte de bucate, se numește Grandma Best Recipes. Și avem aici, fetelor, așa cum îi spune numele, rețetele bunicii, cele mai bune rețete ale bunicii. Nu știu cum să țin cartea ca să vezi și tu ce-ți arăt. Avem aici plăcintă cu mere. Ia uitați ce bine arată Christmas pudding-ul acesta. Somon. O să-ți introduc eu câteva cadre ca să vezi mai de aproape cum să faci curcanul. Am zis că aș putea să-mi iau un pic de inspirație din cartea aceasta. Și ultimul lucru pe care vreau să ți-l arăt este setul acesta de viniluri. Sincer să fiu, mi l-a cumpărat cumnata mea, adică ea mi l-a plătit, dar eu mi l-am găsit. Și este un set format din 8 viniluri, care se numește Country Road Take Me Home. Doamne, deci este minunat! Iar în interiorul lui, fetelor, avem, așa cum v-am specificat, 8 viniluri diferite. Sunt toate 8 aici, nici nu mi-a venit să cred. Doamne, deci îmi plac extraordinar de mult, iar ca și artiști pe aceste viniluri găsim câteva nume destul de cunoscute. Ia stați să mă întorc așa să vă arăt. Johnny Cash este unul dintre ei, Jim Rivers, Dolly Parton, pe cine mai avem aici care sună cunoscut? George Hamilton, Don Gibson, mai am câteva de el. O să încerc pe finalul videoclipului, în cazul în care nu mă ia YouTube-ul, să vă pun câteva acorduri, să auziți și voi exact cum se aud melodiile acestea pe vinil. Acum o să încerc. Nu știu dacă mă lasă YouTube-ul, dar o să încercăm. Și ultimul lucru pe care vreau să ți-l arăt și, Doamne, deci nici nu-mi vine să cred ce am găsit la magazinul SH. Mi-am găsit o pereche de balerini. Acum, în ceea ce privește încălțările fetelor, dacă
Încălțămintea nu este nouă, nu prea cumpăr de la magazinele SH, nu cred că trebuie să specific motivele, dar aceștia, la fel ca pantalonii pe care ți-am arătat mai devreme, sunt noi nouți, nepurtați, neîncălțați. Sunt o pereche de balerini din piele, extraordinar de frumoși, deci sunt, doamne, sunt minunați. Original de la Next, mărimea este 37 și eu port 36,5, îmi sunt un pic largi. Acum cred că o să-mi pun o tălpică, sper să mă ajute. Tocul este foarte micuț, deci aproape inexistent. Dar mi se par atât de eleganți, foarte frumoși și cred că sunt și super, super confortabili. Pielea este foarte moale și dacă magazinul M&S îl găsești doar în București, la noi, în România, cred că Next îl găsești în mai multe magazine și dacă ai un Next în orașul unde locuiești tu, știi deja că articolele lor sunt de o calitate destul de bună, să zic așa. Când Miruna era mică, foarte multe dintre outfiturile ei și dintre rochițele ei le cumpăram din acel magazin. Pe Mihai l-am îmbrăcat, cred că, cel mai mult din H&M, dar pe Miruna cel mai și cel mai mult din Next, pentru că rochițele erau absolut superbe. Dar, încheiând această paranteză nenecesară, haideți să revenim la balerini. Sunt absolut superbi. Ca și preț au costat 5 lire și un lucru care m-a uimit la magazinul acesta a fost prețurile, destul de bune, ca să nu zic chiar foarte, foarte bune. Da, mi-au plăcut foarte mult, cred că îmi plăceau și mai mult dacă erau un nude, pentru că mi se pare că încălțămintea de culoare sau încălțămintea nude o poți accesoriza la mai multe outfituri. Negrul este destul de limitat din punctul meu de vedere, dar da. Minunat, aceștia, nu știu, nici nu mi-a venit să cred când i-am văzut. Cam acestea sunt toate articolele pe care eu le-am cumpărat astăzi. Ca de fiecare dată, mulțumesc din suflet că ai venit cu mine la cumpărături. Sper că ți-a plăcut să vii cu mine prin magazinul acesta gen Goodwill, că nu este neapărat un Goodwill. Ca de fiecare dată, lasă-mi în comentarii părerile tale. Dacă ai un articol favorit, nu uita să mi-l lași în comentarii, iar noi ne vom revedea data viitoare cu un nou clip. Până atunci, mulți pupici și pa, pa!